tuturor, inaugurăm astăzi la București cel mai mare spital modular COVID din țară. În martie 2020, Primăria Capitalei semnează cu propria companie de consolidări contractul de proiectare tehnică și execuția Spitalului Metropolitan, deși nu existau bani pentru această investiție uriașă. Compania se apucă de organizarea șantierului și cumpără containere pentru muncitori. S-a făcut o execuție de șantier care n-a avut nici ea un ordin de începere. Deci pur și simplu pentru că primăria n-avea bani, ar fi, dacă s-ar fi emis o factură, ar fi trebuit să plătească compania TVA-ul, n-avea de unde, deci s-a făcut totul pe vorbe. Vine pandemia de COVID și containerele sunt transformate peste noapte în spital modular, deși nu îndeplineau normele tehnice pentru asta. Ultimii pacienți au fost externați în primăvara anului 2022, apoi totul a fost abandonat. Paturile și aparatura medicală au fost luate de administrația Spitalelor București, iar containerele au rămas pe loc complet inutile. Între timp, compania consolidării a intrat în dizolvare și nimeni nu-și mai asumă proprietatea fostului spital modular. Containerele sunt pasate de la primărie la companie și invers. Containerele sunt ale companiei care acum are un lichidator, se le va lua și le va vinde, asta e treaba lui. Noi nu putem să luăm o măsură, să o vindem sau să o valorificăm cumva, este primăria proprietar și în sensul ăsta trebuie să ia măsuri. Lichidatorul poate vinde acele containere? Da, poate să le ia de acolo, sigur. Nu este proprietatea companiei municipale de consolidări și nici sub administrarea capitalului lichidatorului judiciar. Nimeni nu mai înțelege nimic. În tot acest timp, cât este pierdută pe drumul dintre primărie și companie, construcția se degradează și este înghițită cu totul de bălării. Știți vorba aia românească, a face curățenie de ochii soacrei? Asta s-a întâmplat aici. Administratorii locului au tăiat bălăriile și copăceii care au crescut doar pe partea laterală, partea care se vede de acolo, de la bulevard, de la șosea. În spate, unde este un loc mai ferit, un loc ascuns, nu le-au mai tăiat, le-au lăsat să crească. Vegetație spontană cât vezi cu ochii. Au crescut bălăriile și copăceii, de mai au puțin și acoperă cu totul containerele. Au legat-o cu o sârmă pe interior. Atâta s-a putut. Românul folosește sârmă la orice. Când nu ai cu ce repara, pleci cu o sârmă. S-a rezolvat. Acces pacienți. Ia uite, m-a plouat înăuntru. Sunt numai bălți aici. Investiția totală se ridică la aproximativ 24,2 milioane de lei. 13,5 milioane au fost folosiți pentru organizarea de șantier a ipoteticului Spital Metropolitan, iar 10,7 milioane pentru transformarea acestui șantier în așa zisul Spital Modular COVID. Cum primăria nu vrea să mai plătească acești bani propriei companii de consolidări, a început războiul. Doar că și aici a apărut o problemă. Deși este o chestiune între Primăria Capitalei și Compania Municipală, deci două instituții ale statului român, litigiul nu este în instanța românească, este la o curte de arbitraj tot din România, dar nu la instanța corectă civilă din România. Păi cum așa? Așa a prevăzut contractul. Aici lucrurile merg mai mult decât greoi. Specialiștii se feresc de acest dosar și nimeni nu înțelege de ce. Toți experții se recuză în acest dosar, n-am înțeles. Au numit destul de mulți experți și toți s-au recuzat că nu pot să facă motive diverse. Deci nu și-a asumat niciun expert tehnic sau contabil această lucrare. Am încercat să obținem un punct de vedere și de la conducerea curții de arbitraj comercial. Ni s-a transmis ferm că toate informațiile sunt secrete și nu au caracter public, chiar dacă în dosar sunt implicate instituții publice. Disputa va mai dura probabil mulți ani de acum înainte, chiar dacă, la un moment dat, curtea de arbitraj va da o soluție. Și această soluție, care va fi ea, cineva o să o atace mai departe și ajungem tot la tribunal și apoi la curtea de apel ca să devină definitivă. Nici Spitalul Modular COVID din Lețca, nici județul Iași, care a costat 13 milioane de euro, nu a avut o soartă mai bună. Acum este în conservare, adică întreruperea surselor de energie electrică interioară, sistarea serviciilor de salubritate, iar la nevoie reluarea acestora, asigurarea pazei, efectuarea serviciilor de întreținere, deratizare în conformitate cu normele legale, închiderea ușilor de acces până la noi ordine.
Până la noi ordine, construcția se degradează câte puțin în fiecare zi. Rugina a început să se întindă peste tot. Din primăvara lui 2022, de când au fost externați de aici ultimii pacienți, bolnavi de COVID-19 nu și-a mai găsit utilitatea. Ușile se mai deschid doar o dată pe an, atunci când se reface inventarul. Și uite așa, la 4 ani și jumătate de la izbucnirea pandemiei de COVID, din aceste spitale modulare, inaugurate atunci cu mare tamtam de autorități, nu a mai rămas nimic. Doar o gaură uriașă de 10 de milioane de euro, acoperită evident din buzunarul fiecărui român.